revenit din studio și vă mulțumim pentru sute de mesaje care au venit. Citim, am avut acest subiect care trebuie să vă sensibilizeze. Citim, a rămas numai religia la dumneavoastră. Ei nu acordă nicio atenție, politicienii, unii din ei, nu acordă nicio atenție nici patriei, nici religiei, nici familiei, din ce vedem noi. Principiile în care cu toții ne-au crescut părinții noștri. Revenim în studio. Cine nu știe, o să se aducă, o să afle acum că a avut loc un accident destul de grav săptămâna trecută, vinerea trecută, când echipa OTV Politica TV se întorcea de la Chiajna, unde facea un reportaj, pe bulevardul Iuliu Maniu, a avut un loc un accident grav în care o fetiță de vârstă scumbă, foc de 6 ani, a fost accidentată grav. Este la ora actuală la spital. Evoluția traumelor pot să vă spun că este satisfăcătoare. De fapt, astăzi o să hotăresc și doctorii ce au de gând să facă, să opereze sau nu. Eu sunt mulțumit de evoluția copilului, citim, am vizitat-o ieri duminică, am stat de vorba cu mama și cu tata. Un copilaș care a traversat neregulamentar împreună cu bunica lui strada din bulevardul Iuliu Maniu, în așa fel încât o mașină Matiz să aibă impact cu amindoi. Fetița a fost grav rănită și transportată în câteva minute la spital. Pentru acest subiect vreau să discut cu dumneavoastră, pentru că OTV trebuie să înceapă o campanie de sensibilizare și o campanie de a vă face să fiți atenți când traversați. Multe ore și eu personal traversez neregulamentar și cred că și dumneavoastră, pentru că ne grabim. Numai că secvențe care o să vedeți sunt dure, sunt șocante. Bineînțeles, am luat măsuri de precauții să bruram imagini care șochează și mai mult, dar trebuie să vă sensibilizăm odată și odată, pentru că trebuie să spunem stop accidentelor rutiere și, de fapt, stop accidentelor proaste rutiere. Citim, statul are grija prin trecere de pieton să ne dea voie să trecem pe acolo, noi, dumneavoastră și eu personal, trecem total din alte locuri nepotrivite. Chiar ieri am trecut și eu printr-un asemenea loc total nepotrivit și mă certau oamenii din spatele meu, spunând că eu salvez viețile sau am reușit să salvez împreună cu un doctor o viață, dar de fapt există posibilitatea să fiu victimă. Alături de noi, colega noastră, Cristina, bine ai venit. Cred că și tu ai stat aproape de evenimentul respectiv, ai văzut evenimentul la televizor? Am văzut evenimentul la televizor, am văzut și alte accidente. Și tocmai pentru asta ai fost și chemată, pentru că ai fost martor la două accidente la acolo, la gara, unde în zona gării, la coloane. La coloane acolo și accidente grave, din ce am înțeles. Accidente care au fost victime copii. Vedeți aici imagini șocante. Vrem să vă șocăm, dorim să vă șocăm, pentru că asta este rezultatul unor neatenții. Neatenții, fie celor mici, celor mari, nu contează, rezultatul contează. Rezultatul este acest lucru care se întâmplă pe bulevardul Iuliu Maniu la ora 12:30 vineri. Chitim, toată lumea se grăbea să plece din acest oraș, să plece pe litoral, la munte, la mare. Această fetiță s-a trezit lovită de un Matiz, care ați văzut tocmai în imaginile dumneavoastră. Lumea nu știe ce să facă, ce ajutor, ce prim ajutor, și bineînțeles încearcă să ofere primul ajutor. Primul ajutor care multe ore asta este, n-ai ce face mai mult. E foarte bine și a procedat foarte mult lumea de acolo din zona, că n-a mișcat pe fetița deloc. Chiar felicit pe acești oameni, pentru că se auzeau voce în care spune repede transportați-o la spital. Un lucru care i-a salvat viața fetiței, Cristina și stimați telespectatori, este că fetița n-a fost mutată sub nicio formă și a fost lăsată chiar acolo, în așa fel încât să intervenim noi, să intervine și Smurdu și poliția și fetița să fie transportată așa cum trebuie să fie transportat un grav rănit cu toate măsurile de precauție la spital. Vreau să discut cu dumneavoastră, pentru că vizitând
pe fetița, am mai văzut încă 2-3 cazuri, mi s-au făcut încă 3-4 reclamații de oamenii care au fost loviți pe deplin de mașini, de șmecheri, și în care cazurile nu au ajuns la poliția, sau dacă au ajuns la poliția, poliția îi acoperă pe aceste cazuri, pentru că au banii acești șmecheri, pot lovi pe oricine, orice moment, și amenința că dacă merg mai departe părinții, îi dau și în judecată. Acest lucru vreau să discut cu dumneavoastră, stimați telespectatori, în următoarea jumătate de oră. Fetița asta a avut zilele aici, a avut zilele în care o echipă de la OTV Politica TV să fie acolo în zona respectivă. Tot accidentul a fost filmat cap coadă, 12 minute în care au salvat viața fetiței. Putem să spunem că dacă n-ar fi fost acolo echipa respectivă și domnul doctor, care îl vedeți în imagine, pe partea dreapta mea, să-i acordam primul ajutor, fetița n-ar trăi la ora actuală. Nu am arătat aceste imagini pentru reclamă. Arătam aceste imagini ca să vă șocăm. Repet, trebuie să fiți șocați, pentru că de nenumărate ori văd copii care trec ilegal bulevardele și principalele artere din capitală. Mi-a făcut impresia ieri, ieșind de la spital, vizitând acest copil și întrebind de evoluția lui, a fost 6 tineri care în fața spitalului, unul din ei a fost culcat pe stradă, acolo unde treceau mașinii, a văzut el că nu trece nicio mașină, hai să se culce în plină stradă ca să-i facă fotografii celorlalți tineri, să-l fotografieze, șmecher fiind, ca el se culcă în plină stradă și nu are frică de mașini. Imediat am sărit pe ei și am spus, ce faceți aici? Ei efectiv și bat joc de viața lor, părinții nu controlează ce se fac copiii la ora de joacă, pentru că virgula copil nu este unul care are numai 4, 5, 6 ani. Este și acest tânăr de ieri care s-a culcat pe stradă și a avut 14, 13, 14 ani. Dar a vrut să arată ce șmecher este, să arată la prietenul lui ca el, în plin trafic, se poate culca în plină stradă. Se poate la un moment dat să fie pe jos, poate să fie jos în plina stradă, ca este șmecher dintre prietenii. Asemenea caz am avut și eu personal pe Piața Muncii, la Piața Muncii, unde n-am ieșit pe Mihai Bravu, am ieșit în spatele blocurilor, acolo unde un bunic trebuia să aibă grijă de un băiețel scump, foc, de 4-5 ani avea. Am avut un mare noroc că mergeam cu o viteză de 30-40 de kilometri în spatele blocurilor ca să ajung la destinația. Băiețelul a plecat din atenția bunicului și a traversat o mică străduță de acolo. Veneam cu o viteză în care dacă îl nimeream, bineînțeles copilul ar fi fost ucis. M-a ajutat Dumnezeu, copilul, am claxonat, copilul s-a speriat, a oprit în fața mașinii, am oprit cu o frenă bruscă și eu, și copilul la 2 metri, 3 metri a început să plângă. Am coborât jos și am făcut observația acestui bunic, care efectiv nu mă interesează viața bunicului. Da? Dar mă interesează... practic nu se gândesc la viața lor, da, pentru că deja și-au trăit-o, dar... Mă interesa viața copilului atunci, exact. Cristina și stimați telespectatorii, și am făcut observația, ce faci? Dacă vrei să-ți bați joc de viața ta, altă problemă. Dar de viața unui copil de 5 ani, cum îl lași supravegheat să traverseze aceasta mică străduță, care poftim ce putea să se îndibla. Ce se îndibla mie, ce se îndibla copilului din cauza neatenției acestui bunic. Bunica, trebuie să vă spunem că o să încercăm să venim în legătură cu tatăl copilului, măcar să aflăm ultimele date de la doctorii. Ni s-a spus că astăzi doctorii, și mulțumesc domnului doctor Iliescu de la spitalul respectiv, care a fost foarte amabil și mi-a spus că astăzi doctorii hotăresc dacă virgula copilul o să meargă către operație sau nu. Evoluția depinde de evoluția de weekend, iar eu repet, sunt mulțumit din ce am văzut în weekend respectiv. Nu vreau să dau mai multe amănunte. Vedeți respectiv, încă o dată repet, imaginile șocante pe bulevardul Iuliu Maniu. Stimați telespectatori, sper aceste imagini să vă atragă atenția să nu mai traversați ilegal sau neregulamentar și să aveți grijă când traversați
măcar nu bateți joc de viața copilului. Vreți să bateți joc de viața dumneavoastră, de tinerețea voastră, de bătrânețea bateți. Dar când e vorba de un copil lângă dumneavoastră, de un înger, nu bateți joc de această viață. Acolo a fost un semafor cam la 20 de metri distanță. Nimic din toate astea nu s-ar întâmpla dacă se traversa normal prin trecerea de pieton. Asta, repet, nu acuzam pe nimeni și nimic. Numai că multe ori noi acuzam autoritățile, dar partea cealaltă este că autoritățile ne spune ce trebuie să facem, să traversăm regulamentar, iar noi numai asta nu facem. Este foarte greu și foarte ușor dintr-o parte să acuzăm autoritățile că nu vin la timp, nu ajunge la timp smurdu, ambulanța, poliția. Eu vă spun că oamenii ăsta au ajuns la timp. Au ajuns la 12 minute după chemarea lor. La o capitală în care e haos, la o capitală în care copilul ăsta este la 40 ceva de grade jos, normal este ambulanța să trebuiască să găsească loc unde să parcurgă această distanță. Și poftim acești oameni, au fost extraordinari, trebuie felicitați cei de la SMURD, de la pompieri, de la poliția, care au venit la momentul potrivit și la locul potrivit. Acești eroi care au ajuns și îi mulțumesc pentru prezența lor, au salvat și ei fetița respectivă și chiar am de gând această fetiță la un moment dat să-i fac un chef extraordinar de mare la ieșirea din spital. Să-i chem și pe acești oameni care, cu ajutorul lui Dumnezeu, au salvat pe această fetiță. Spune foarte multă lumea, trimite mesaje aici la OTV, felicită echipa OTV și Politica TV pentru acest lucru minunat, felicită pe cei de la SMURD, cei de la poliția. Bunica săraca este și ea afectată. Bunica a trebuit să traverseze strada, Cristina, cu această fetiță. La cazurile tale, cine a fost implicat? Undeva v-am spus deja, în zona Gării de Nord, pe la Coloane, un tătic avea un copilaș în vârstă de vreo 5-6 anișori, tot așa cam ca da, fetița. Cam fetița, da. Și... deci avea, să zic, vreo 5 metri până la trecerea de pieton. Și tocmai i-au traversat din altă parte. Exact. Și acolo cum se merge cu viteză. Și special la gara acolo se circulă cu viteză. Și o zonă destul de aglomerată. Și dacă puțin atenția, ți lipsește atenția, este și impactul destul de grav. E fatal. A fost accident mortal, de fapt? Sau... Nu a fost mortal. Dar copilul, grav, da? Da. A fost lovit mai tare decât tatăl. Da. A fost trântit la pământ. I-au căzut dinții bietului copil. A ajuns în stare gravă la spital. Dar în vreo două săptămâni așa și-a revenit. Am înțeles. Repet încă o dată, aceste imagini se dau pentru a vă sensibiliza, pentru a arăta că multe ore și poliția și SMURD-ul, de mai multe ore de fapt, SMURD-ul, poliția, pompierii, vin la locul potrivit, dar o mică neatenție de la dumneavoastră, plus că treceți de la un loc nepotrivit, poate provoca un accident mortal. Această bunică cred că o să-și aducă aminte toată viața ce s-a întâmplat. Femeia este speriată. Am văzut pe tatăl ieri, am văzut pe mama copilului, m-am bucurat să aflu că evoluția copilului este bună. Mulțumesc domnului doctor care a fost acolo și a fost la emisiunea noastră aici și datorită lui copilul la ora actuală trăiește. Zilnic aici pe Bulevardul Magheru văd nenumărați oameni și dacă reușim să-i filmăm jumătate de oră să vedeți câți oameni aici pe Bulevardul Magheru traversează ilegal. Traversează ilegal și în fața poliției, pentru că multe ori poliția se află aici la noi. Nimeni nu spune absolut nimic. Chiar când mă îndreptam spre sediul TV-ului, aici în Piața Romană, la intersecție, era poliția care dirigea circulația pentru a trece coloana oficială. Și o femeie, văzând că acel polițist stă acolo și
dirigează circulația, ea tot încerca să treacă. Da. Coloana oficială care mergea cu viteză, bineînțeles că mai avea un pic și o lovea. Corect. A avut noroc că a strigat polițistul și a trecut înapoi. E, nu e prima dată care aici, vorbesc de Bulevardul Maghiarului, în care este sediul OTV, se întâmplă accidente grave. Acum o lună aproximativ de zile, imaginea puțin, acum o lună aproximativ de zile a fost un alt accident cu un taximetrist implicat și cu o doamnă care și ea traversa neregulamentar strada. Această ediție, așa mică, specială, de jumătate de oră care am făcut, este pentru ca a vă arăta milioanelor de telespectatori OTV-ului că trebuie să respectă și ei autoritățile, trebuie și ei să respectă regulile în care la un moment dat suntem supuși. Sub nicio formă, încă o dată repet, oricâte videoclipuri, spoturi vedeți cu oamenii accidentați, oricâte dorește poliția rutieră să vă sensibilizeze, cred că nu reușește. Nu reușește decât numai dacă vă arătăm noi o asemenea victimă, un asemenea copil care este pe stradă la ora 11:30 și nu are suflare. Numai așa putem să vă sensibilizăm. Că văd că poliția, de nenumărate ori, oamenii de la poliția rutieră ies, vorbesc la televiziunile despre aceste grave accidente, dar din păcate nu oferind aceste imagini dure care șochează, nu poate nimeni să vă sensibilizeze. E, tocmai asta face emisiunea doamnei Ilia Mariana, Să trăim bine, dorește să vă șocheze, să vă spune că nu fiecare dată când se lovește un copil, un tinar, un bătrân, este și o echipă de doctori lângă ca să-i salveze. Noi doi am fost acolo întâmplător, domnul doctor și eu am fost acolo întâmplător. Dacă nu exista nu existam noi, însemna că trebuia această fetiță să aștepte 12 minute să vină salvarea. Care îi putea fi fatal. Rolul nostru, da, a fost unul esențial, pentru că am oferit prim ajutor, fetița înghițise limba, am reușit să scoatem limbuța ei, după care masaj cardiac și restul ce trebuie pentru măcar când vine echipa să o găsească, echipa SMURD, să o găsească în viață. Trebuie să vă informez că fetița are două hematoame, locația hematoamelor n-am reușit să o aflu și o fisură intracraniană. Dar, repet, impactul a fost destul de dur. Eu când am văzut prima dată copilul, prima secundă când am văzut, mi-a fost frică să nu fie mult mai grav decât atât. Dar, repet, copilul la ora actuală, o să aflăm mai multe amănunte chiar în ziua de astăzi și în emisiunea de mine, doamna Lia Mariana o să vă ofere despre evoluția ei. Doctorii de la spitalul unde este internată fetița o să ne spune chiar astăzi dacă o să fie operată sau nu. Ia repet, eu personal sunt mulțumit. Nu fiecare dată există un echipaj unor doctori sau SMURD alături de un accident. De aceea vrem, dorim să vă șocăm. Asta e de ce am ales jumătatea aceasta de oră, ca să vă arătăm aceste imagini și să nu mai treceți sub nicio formă neregulamentar de la o parte al străzii pe partea cealaltă. Cristina, cred că și mama ta a văzut aceste imagini. Da, bineînțeles. Și mulți din familia ta au văzut aceste imagini, special telespectatorii care se uită la OTV. Ce au avut de comentat? Nu referitor la echipa, referitor la această fetiță și la... Referitor la bunică, pentru faptul că a fost foarte neatentă, nu s-a gândit că dacă ea pățește ceva, poate păți și acel copil ceva, putea să fie chiar moartă la ora asta. Și în rest mai mult s-a comentat de gestul dumneavoastră. Da, așa este. Sunt mulți telespectatori și atunci la domnul